Vio Greku, shi, Vozniuk, invita alături de mine, ei sunt, voi cunoașteți din alte medii, acum medii lor s-au reunit, s-au îngemănat. Bună dimineața! Bună dimineața! Hai pe canapea. Mai Vio, ce semeni cu Max Paul? Eu pe Dan l-am văzut cu Max și acum tu semeni un pic cu el. Adică tu ai o... Mereu faci... Da, aceeași alegere de fiecare dată. Sau cine pe cine a ales, stai așa? Noi ne-am ales. Unul pe altul, exact ca pe Pokémon, știi? Te aleg pe tine! Și voi v-ați ales și a început să cântați. Fine. Bănuiesc că e fine. De fapt, nu dau o judecăți de valoare. De voi ce credeți că este fine? În piesa voastră, mesajul vostru, în potențiala ce e fine în asta? În primul rând că e o piesă muncită. O, da. Piesă moldovnească. Ce înseamnă asta? Am vedere că autohtonă, să zicem. Okay. Produsă autohtonă. Da. Și mesajul e că trebuie să apreciem ce avem la moment, ca pe urmă să nu plângem dacă când o să pierdem, da. Cât e momentul. E interesant, dacă oare nu abia atunci reușește să transpară în viața noastră adevărata valoare a obiectelor și persoanelor din jur. Dar așa se întâmplă cu uneori prea târziu deja. Și... Voi încercați să preveniți astfel de pierderi. Exact, da. Și dacă ar fi să veniți cu un mesaj de chiar din partea... Se vă spune că voi nu sunteți la până dimineața de weekend acum, dar sunteți pe scena din Kiev și... Și aveți ceva de spus, aveți un mesaj din partea întregii țări. De care o să fie eu? Avem un scurtișor. Săvârează orice clip. Fiecare clip. Da. În momentul în care v-ați decis să faceți piesa, în momentul în care v-ați decis să munciți la ea, v-ați savurat fiecare clip din... Fiecare. Din lucru, din ceva procesul, din savurat dimensul. Ceva. Desigur, erau și momente de frustrare de-a lungul cât am lucrat la piesa. Cauzată că nu știam dacă o să finisăm la timp, dacă se mai blochează și nu mai vin uneori idei. Oh, da. Este genul și simți, măi, dar să o duc la capăt, nu o să o duc la capăt, dar pe urmă ia ca se întâmplă că fiecare are chestii din, de exemplu, piesa are timpul ei când se finisează oricum, adică poți să o piești, cauți, dar oricum, la timpul ei o să vină și ideea, adică și o să finisăm. Și am finisat-o. Mi-e interesant dacă atunci când vine vorba de o piesă, se întâmplă la fel de... Mă întâmplă la fel ca în afacere, știi, partajarea asta a meritelor. Știi, eu am făcut 40%, tu ai făcut 60%, deci eu am 60% din merite, tu ai 40% din merite. Care a fost aportul vostru? Sau egal? Noi încă nimic n-am împărțit. N-am ce de împărțit. Da, de fapt, n-am avut timp să discutăm pe tema asta. Eu sunt, adică, autorul și producătorul, cuvintele scrise de Rodica Olișevski, care tot a participat acest an. Eu îl interpretez. Și din partea lui Viorel, cea mai bună voce. Oi, mersi mult. Am înțeles. Voi erați prieteni sau erați amici sau erați niște oameni care făceau altă și s-au găsit anume în acest domeniu și s-au găsit unul pe altul? Păi Viorel a fost cu noi încă de anul trecut la Eurovision și de atunci noi ne știm și așa s-a permit că am avut o idee de piesă și am propus lui. Și am crescut-o. Eurovisionul e un fel de Nokia connecting people? Să zicem că da. Un fel de da. Spunem că da. E o conexiune de moment sau voi aveți un detail plan, o detail strategie pentru viitor? Avem planuri și strategii de viitor. Care? Indiferent, ele se vor realiza sau voi veți lucra la ele indiferent de succesul sau succesul? Da. Cred că deja noi ne-am apucat ceva să pregătim oricum și să nu întindem ca după Eurovisionul precedent, adică că... Dar apropo, care a fost lecția de la Eurovisionul precedent? Să muncim. Dar eu nu cred că nu ați muncit. Să muncim mult mai mult. Mai mult, da. Ok, bine. Auzim piesa? Auzim piesa care se numește? Don't Lie. Oh, exact. Nu mințiți niciodată. Sau, dacă o faceți frumos, dar totuși în acord cu niște motive întemeiate, bune. Eu chiar purtam la un moment dat discuția asta dacă minciuna își găsește vreo justificare și dacă are circumstanțe atenuante. Nu se întâmplă lucrul ăsta la bună dimineața de weekend, aici unde Vio Greco și Dan Vozniuc sunt alături de noi. Don't Lie. We'll be right back.
did you keep pushing me away? If all you wanted was for me to stay, why did I refuse all of your help when I was glad that you were around? I'll keep you forever in my mind. I'll never forget your charming smile. Enjoy every second of your life. That's what you tell me. Why do you have to leave me what you wanted to prove? I know you can't.